Studenții de la Politehnica Timișoara s-au arătat extrem de interesați să învețe să consume responsabil și sustenabil energie într-un proiect organizat în cadrul universității. Obiectivul principal al proiectului a fost să sporească cunoștințele studenților timișoreni privind consumul responsabil de energie, să dezvolte comportamente de cruțare a resurselor de energie, respectiv de reducerea amprentei de dioxid de carbon în viață și activitățile din campusul Politehnicii. Proiectul nostru, care se numește studenții universitari, pentru că în engleză student poate să însemne și elev de liceu, deci studenți angajați în consumul responsabil și sustenabil de energie, este un proiect dedicat identificării comportamentelor studenților în ceea ce privește consumul de resurse care implică energia electrică, dar nu numai, vă voi spune imediat mai mult despre asta. Deci, identificarea și formarea unor comportamente care să conducă la un comportament sustenabil și la apropierea acelei ținte pe care Agenda 2030 a Națiunilor Unite o stabilea pentru 2030 de reducere a amprentei de carbon. Țintele asumate european este să se producă o schimbare cam cu 15%, de la 40% cât este acum impactul de asupra mediului la 55%. Această țintă nu poate fi apropiată dacă nu converg mai multe comportamente, atât la nivel individual, loc în care am acționat noi, cât și la nivel de macroeconomie, loc asupra căruia nici nu încercăm să intervenim. Alegerile pe care le face fiecare persoană și studenția este o perioadă de învățare, au un impact major și studenții au fost învățați, li s-a demonstrat care este acel impact și noi am încercat să urmărim acest lucru printr-o multitudine de activități. Unele au fost de informare directă prin campanii, prin mesaje care au fost difuzate către studenți, prin training, pentru că ne-am format o echipă de ambasadori ai sustenabilității, studenți care să acționeze ca vectori de schimbare, dar și prin concursuri și concursul între cămine studențești a demonstrat că da, au fost cămine care au înregistrat scăderi în ceea ce privește consumul, fără să afecteze prin asta stilul lor de viață. Proiectul îmbină programele de formare cu aplicații de teren, o școală de vară privind stilul de viață orientat spre sustenabilitate și economie de resurse, competiții între cămine privind adoptarea de comportamente responsabile și dezvoltarea competențelor studenților, viitori cetățeni activi și responsabili, într-o lume conștientă cu privire la nevoia unui viitor verde pentru Timișoara, pentru România și chiar pentru Europa.